Problemele studențești se sting și cu cafea la Universitatea Politehnică Timișoara. Liga Studenților din Facultatea de Mecanică oferă o cafea gratuită studenților care vin și completează un chestionar prin care se dorește aflarea problemelor cu care aceștia se confruntă. Cu această acțiune, Liga Studenților din Facultatea de Mecanică dorește să vadă care sunt problemele din rândul studenților, după care, pe baza formularului completat, studenții primesc o cafea, iar rezultatele noi le vom centraliza și le vom expune în cadrul Consiliului Facultății de Mecanică pentru a arăta și profesorilor problemele din rândul studenților și, totodată, ca să vedem ce rezolvare se poate face pentru acestea. Care sunt cele mai frecvente probleme cu care studenții se confruntă din ce ați văzut voi până acum? Majoritatea se plâng pentru promovarea examenelor, dar și de faptul că există prea multă parte teoretică și nu parte practică. Cam astea ar fi în principal. Acum vom vedea după ce centralizăm toate formularele. Acțiunea se intitulează Discuție la cafea și se va întinde pe parcursul întregii săptămâni.